încât să nu fie nici deranjați dacă cumva se strigă, dacă cumva tonalitatea e mai ridicată. Dragii mei, suntem în această seară împreună în acest loc, deși nu suntem toți membrii aici, deși unii sunt acasă din vari motive. Aș vrea să vă amintesc faptul că astăzi este 22 octombrie, așteptau pe Domnul Iisus Hristos să revină pe norii cerului. Și m-am gândit ca o amintire a acestui moment să mai cântăm împreună un imn, imnul numărul, vă spun imediat numărul, mi-am notat, 516, fraților sosit de ceasul când să vină iar Hristos. Să ne amintim puțin de momentul acela de așteptare al pionierilor noștri adventiști, mileriții și ceilalți care l-așteptau pe Domnul Iisus Hristos să revină pe norii cerului, pe 22 octombrie, cumva o vreme ca aceasta, probabil aveau niște sentimente foarte intense acei oameni în inima lor. Haideți ca să ne transpunem și noi astăzi gândurile și sentimentele și să cântăm împreună acest imn, fraților sosit de ceasul când să vină iar Hristos. Săptămâna aceasta citeam un text din Scriptură, din Cartea Proverbele, și acolo spunea că fiecare se va hrăni cu roada umbletelor lui. Mi s-a părut un text inspirat pentru mesajul din această seară și
Cu toții probabil că suntem preocupați într-o oarecare măsură de cum va arăta viitorul nostru. Cu toții știm că trăim în timpul sfârșitului și viitorul nostru reprezintă o roadă a prezentului nostru. Și în această seară am ales un om care prin exemplul lui, prin viața lui, a trecut prin grele încercări și cumva privind la viața lui încercăm să dăm un răspuns la întrebarea cum vom supraviețui în timpul sfârșitului. Este vorba despre un tânăr care a trăit într-o familie nobilă, o familie bogată, care ajunge singur într-o societate străină. Din pricina rebeliunii lui Iuda, spune cuvântul lui Dumnezeu că împăratul Babilonului, Nabucodonosor al II-lea sau Nebucadnețar, în anul 605 înainte de Hristos, duce în captivitate o mare parte din locuitorii ținutului Iuda și în sensul acesta Dumnezeu aduce sfârșitul pentru generația din timpul contemporană cu Daniel. E un fel de sfârșit, e un fel de judecată a lui Dumnezeu pentru că ați fost idolatri, am să vă duc în robie și am să termin cu voi. Un fel de timp al sfârșitului pentru Daniel. Și mă gândesc că Daniel, de acum singur, fără părinți, fără frați, probabil că s-a întrebat și el ce se va întâmpla cu viitorul meu și cum voi supraviețui eu într-un context atât de dificil și de teribil, într-o țară străină, într-o societate fără Dumnezeu. Aș vrea să mă leg de omul acesta, adresându-ne și nouă această întrebare în această seară, cum vom supraviețui noi, cum vei supraviețui tu în timpul sfârșitului? În timpul lui Daniel exista o mentalitate între popoare, și anume că Dumnezeul țării cuceritoare este superior Dumnezeului țării cucerite. Asta era mentalitatea din timpul lui Daniel. Țara cuceritoare avea un Dumnezeu mai puternic decât țara cucerită, de aceea spune Scriptura că Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său, crezând bineînțeles că dumnezeii Babilonului erau mult mai puternici decât dumnezeii lui Iuda. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? Sprijinul omului în vremuri tulburi, în vremuri dificile, ce mai rămâne omului este decât credința în Dumnezeu. Și această credință în Dumnezeu este pusă la grea încercare în timpul lui Daniel. Grea încercare. Numai că, vedeți dumneavoastră, Daniel gândește diferit și spune așa, chiar dacă țara mea a fost luată în captivitate și dusă în Babilon, Dumnezeul meu este viu, Dumnezeul meu este puternic și eu nu cred nimic din poveștile ăstora. Eu nu cred nimic din mentalitatea vremii mele. Eu cred că Dumnezeul meu este viu și lucrează încă. Deși credința lui a fost pusă la grea încercare, tocmai prin mentalitatea societății în care el trăia. Și anume, unde Dumnezeul vostru? Mai există Dumnezeu? Ați fost luați și duși. Nu mai aveți nicio identitate. Trăim, dragii mei, astăzi într-o eră post-creștină. Lucrul ăsta se știe. E cunoscut. Și cu cât încerci să devii un creștin mai serios, cu atât vei deveni mai izolat de restul societății în care trăiești. Încearcă lucrul acesta și vei vedea ostilitatea cu care te tratează cultura în care trăiești astăzi. Unii dintre noi nu vom beneficia niciodată de această ostilitate, pentru că atât de mult suntem îmbibați în cultura în care trăim, încât nu are nimeni nimic împotriva noastră, atât de tare ne-am culturalizat. Și din cauza aceasta, foarte mulți creștini au ajuns, poate spun cuvinte mari în seara asta, nu vreau să spun cuvinte mari, dar pur și simplu au ajuns trădători. Pentru că doresc să fie acceptați, doresc să fie remarcați și de ce nu doresc să fie aplaudați de către cultura în care ei trăiesc, fac lucrul acesta în dauna angajamentului lor față de Dumnezeu și față de adevărul lui Dumnezeu, față de Sfânta Scriptură. Da, dragii mei, trăim timpuri în care există creștini printre noi care sunt trădători. Și oamenii aceștia afișează o fațadă religioasă. Oamenii aceștia sunt printre noi și vor fi printre noi până la final, acest gen de oameni.
Pentru că trăim în timpul sfârșitului, pentru că trăim într-o eră post-creștină, va trebui să ne întrebăm, Doamne, cum vom supraviețui în acest timp, în această cultură decadentă, care se află într-un total declin moral și din toate punctele de vedere. În versetul 3, aș vrea să privim puțin ca într-o oglindă la experiența lui Daniel. Nu voi intra în toate detaliile, doar câteva vreau să le punctez în seara aceasta. Ca să înțelegem mai bine cu ceea ce avem și noi de furcă pe viitor, care sunt problemele pe care le vom întâmpina și noi sau chiar ne confruntăm cu ele. Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia famililor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc și de viță boierească, niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-i învețe scrierea și limba haldeenilor. Daniel este prins într-o societate cu totul seculară. Daniel este obligat să participe într-un mod organizat și bine stabilit la un proces sau într-un proces de spălare de creier. Să știți că nu folosesc cuvinte mari, pentru că asta, dacă citești atent Scriptura, exista acolo o spălare pe creier pusă bine la punct, un control al minții oamenilor. Cultura în care trăim, dragii mei, încearcă de câțiva ani să ne spele și pe noi pe creier. Și cei mai afectați dintre noi sunt părinții noștri, sunt copiii noștri, sunt cei dragi. Cum vei supraviețui într-o cultură care dorește din zi în zi să preia controlul minților noastre și să ne facă să fim atât de dependenți de cultură, de modă, de tabieturi, de obiceiuri, încât să nu mai avem nicio identitate. Pentru că asta a dorit să facă Nebucanețar cu echipa lui. Cum vei reuși să faci față? Cum vei rezista? Cred că toți ne gândim la lucrul acesta, sau ar trebui să ne gândim. Marile instituții ale timpului nostru, instituțiile mari ale statului nostru, și din Occident, dacă vreți, au devenit instituții care astăzi îl neagă direct pe Dumnezeu. Și vă dau un exemplu. Mass media sau social media îl neagă în totalitate pe Dumnezeu, cu mici excepții, adică sunt atât de mici încât sunt aproape irelevante pentru ceea ce vorbesc astăzi. Urmărim zilnic lucruri la care bunicii noștri ar fi rușinați dacă ar privi. Aici mă refer la reclame, la tot felul de afișe, la tot felul de lucruri care, repet, bunicii noștri ar fi rușinați de-a dreptul dacă s-ar uita, dar ne-am obișnuit cu ele și cumva le trecem cu vederea și întrebarea este, nu cumva suntem spălați pe creier tocmai din cauza asta? Și de ce spun lucrul ăsta? Nu vreau să vă jignesc, aici mă includ și eu. Dacă nu credeți în spălarea creierului, uitați-vă cât de deranjați eram atunci când am văzut prima dată lucrurile acestea și în comparație cu cât de deranjați eram atunci, cât de nederanjați suntem acum privind la aceleași lucruri care atunci, la început, când le-am văzut, ne-au provocat orori. Dragii mei, asta se încearcă, un control al minții. O tocire a conștiinței în așa fel încât să spui, domnule, e normal. Cultura în care trăim astăzi dorește o normalizare a conștiinței noastre, a moralei noastre. O schemă pe care Nebucanețar a încercat-o și se pare că a reușit cu ea. Însă vă spuneam că dintre toți copiii noștri sunt cei mai afectați. Instituțiile educaționale nu mai au nimic de a face cu Dumnezeu. Îi învață pe copiii tot felul de dovezi științifice care să nege existența divinității, existența lui Dumnezeu. Orientările de astăzi și tendințele sexualității de astăzi sunt la alegerea tinerilor. De aceea vreau să spun foarte clar, dacă ești părinte și dacă ai copii,
spune-le încă din timp cine sunt ei. Dacă nu le vom spune noi cine sunt ei, înaintea lui Dumnezeu, le vor spune profesorii din școlile la care ei vor merge. Și va fi foarte grav. Apoi, îndoctrinarea aceasta consta în următorul lucru, să spune el în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-i învețe scrierea și limba haldeienilor. Au reușit să-i facă pe copiii noștri, cultura în care noi trăim astăzi, să uite fundamentul creștin. Și știți care este modalitatea pe care au avut-o cultura din timpul Nebucanețar și cultura de astăzi? Dacă vrem să schimbăm cultura, dacă vrem să schimbăm societatea, va trebui să modificăm familia, va trebui să schimbăm orientarea familiei. Și dați-mi voi să vă spun că astăzi, la ora actuală, au cam reușit să facă lucrul ăsta. Eu nu cred că trebuie să divorțezi doar pentru simplul fapt că nu ești fericit. Dom'le, ce nu sunt fericit. Persoana cu care sunt eu nu mă face fericit. Nu vi se pare că asta este o scuză de adolescent? Dacă nu ești fericit, fii bărbat, omule, fii femeie, dacă ești femeie, Dumnezeu te-a făcut femeie. Luptă pentru relația asta, iubește mai mult, străduiește-te mai mult. Dar nu poți să ai ca scuză, o scuză pe care societatea noastră o aduce tot mai frecvent, poți să divorțezi, indiferent de motivele pe care le ai, poți să nu ai niciun motiv. Dacă vrei să divorțezi, poți să divorțezi. Pentru că asta au încercat ei să facă. Vom schimba societatea atacând familia. Femei care și-au abandonat căminul, femei care și-au abandonat copiii. Da, sunt chiar din bisericile noastre. O îndoctrinare are loc, dragii mei, astăzi în timpul sfârșitului. O îndoctrinare la care participăm cu toții, un control al minților noastre, un control al familiilor noastre și, din păcate, cei mai mulți dintre noi ne-am acomodat la cultura asta. Apoi Biblia continuă și spune, el a vrut să-i crească, în versetul 5, timp de 3 ani. Timp de 3 ani, școala lui, după care aveau să fie în slujba împăratului. Le spunea el, împăratul, noi vă plătim studiile și o să aveți și un confort, în sensul că după ce veți termina studiile, o să intrați direct pe post. Foarte important lucrul ăsta. Și ei spuneau așa, dacă vrei să-ți păstrești jobul, dacă vrei să ai în continuare un salariu, va trebui să-ți ajustezi stilul tău de viață la cerințele noastre. Asta este metodologia lui Nebucanețar, dragii mei. Vrei să mai ai un serviciu? Atunci va trebui să faci niște compromisuri. Vrei să-ți mai păstrezi jobul? Nu uita că noi ți-am plătit școala, noi ți-am dat mașină, noi ți-am dat serviciu, noi ți-am dat salariu. Ești al nostru, ne aparții. E fals lucrul ăsta. Noi unei singure persoane aparținem în universul acesta și acesta este Domnul nostru Iisus Hristos, lăudat să fie El. Noi Lui îi aparținem. Nici o forță de pe pământul ăsta nu ne poate convinge să ne spună că noi aparținem lor. Noi suntem, nu suntem datori nimănui. M-am gândit într-o seară, citind acest pasaj, că ce aș face dacă ar intra cineva în casa mea noaptea și mi-ar fura copilul? Vă întreb și pe dumneavoastră, cum ați reacționa dacă în casa dumneavoastră ar intra cineva și v-ar fura copiii? Cred că v-ați pierde mințile, negăsindu-i, căutându-i. Cred că ați ajunge în stadiu să vă pierdeți mintea. Dragii mei, lucrul ăsta se întâmplă chiar astăzi. Copiii noștri sunt furați de societatea în care trăiesc. Și noi dacă suntem părinți, dacă suntem tați, dacă suntem cap de familie, noi va trebui să știm ce citesc copiii noștri, la ce privesc copiii noștri, ce anume sunt învățați copiii noștri. Când copiii noștri vin de la școală, ia-ți timp să stai cu ei și să spui, dragul tati, ce ai făcut astăzi? Cu cine ai umblat? Ce ai învățat? Ce ți s-a spus? Pentru că tu trebuie să-i opui copilului tău niște standarde după care el să se ghideze în viață. Standarde pe care Daniel, din fericire, le-a avut în familia lui din Ierusalim, o familie nobilă, care i-a prezentat
cadrul Scripturii, cadrul ascultării față de Dumnezeu. Și spunea Daniel, eu nu vreau să intru în hora lumii. Eu nu stau să mă murdăresc cu păcatul. Cum arată viitorul tău? Cum vei supraviețui, dragul meu frate și soră, timpului sfârșitului? Cum arată viitorul nostru, cum vrem noi să arate? Așa va arăta, să știți. Biblia spune că fiecare ne vom hrăni cu roada umbletelor noastre. Dacă vrem ca viitorul nostru să arate bine, adică să fie în parametrii lui Dumnezeu, contează mult ce facem în prezent. Ce a făcut Daniel, cum vom putea supraviețui? Haideți să aflăm răspunsul în versetul 8. E un singur verb aici, foarte important și aș vrea să îl reținem. Daniel s-a hotărât. Daniel s-a hotărât. Boala generației noastre, dragii mei, este indecizia, este nestatornicia, este inconsecvența în ceea ce facem. Asta este boala fiecăruia dintre noi astăzi. Tremurăm în fața viitorului pentru că nu suntem deciși să luăm niște decizii ferme în prezentul nostru. Și observați dumneavoastră, verbul ăsta este atât de important. Ce a făcut Daniel ca să nu fie aculturalizat, ca să nu fie prins în cultura și în societatea aceea seculară, o societate post-creștină în care trăim și noi astăzi, spune Scriptura că el a luat o decizie, el s-a hotărât. Ce s-a hotărât? Să trăiască exclusiv pentru Dumnezeu. Eu zic amin. Asta s-a hotărât el. Prin faptul că nu s-a spurcat cu acele alimente, a zis, de astăzi înainte vreau să știe toți babilonienii. Și asta este soluția și pentru noi. Cum vei supraviețui timpului sfârșitului? Va trebui să tragi o linie, să trasezi o linie și să spui așa. Până la linia aceasta, eu îmi permit să merg. Ce înseamnă că îmi permit să merg? Păi mă duc la școlile Babilonului. S-a dus Daniel? S-a dus. Putea să refuze, n-a refuzat. Putea să se ducă într-o mănăstire să devină monastic, n-a făcut asta. Și spune Scriptura că el s-a dus la școlile lor. Ce a mai făcut Daniel? A acceptat să-i fie schimbat numele, corect? N-a protestat, a zis, nici asta nu e atât de important, chiar dacă ei îmi spun altfel. Dar spune Scriptura că în momentul în care a fost vorba aici despre Dumnezeu și credința lui în Dumnezeu, Daniel a tras o linie. Și Dumnezeu, mă rog, în această seară să ne ajute să tragem și noi o linie în viața noastră. Copiii noștri să poată să o vadă. Să avem, dragii mei, această linie trasată în viața noastră, încât să spunem așa, până aici eu pot să mă mișc, dar de aici încolo eu nu mai fac niciun pas. Doamne, ajută-ne pe toți la lucrul ăsta. Daniel s-a hotărât. Daniel s-a hotărât. Este timpul pentru cei care sunt indeciși astăzi, pentru cei care tremură în fața viitorului, să tragă o linie. Și Daniel spune așa, merg la școlile tale, merg la școlile seculare, dar nu mă puneți să renunț la Dumnezeul meu. Voi vreți să mă puneți să renunț la credința mea? Păi voi ați înnebunit, măi oameni. Cam ăsta e răspunsul lui Daniel. Cum să-mi faceți mie așa ceva? Asta nu pot să o fac. Câtă credință a putut să aibă acest om? Muncesc la firma ta dacă e nevoie. Fac orice, dar nu mă pune să fac compromis. Ne uităm la viața lui Daniel și ne uităm la viața noastră și înțelegem că noi nu avem putere asupra vieții. Noi nu avem putere nici asupra morții, nu avem putere nici asupra bolilor, nu avem putere nici asupra altora. Dar slavă Domnului că avem putere asupra sufletului nostru. Noi astăzi putem să ne decidem viitorul, pentru că viitorul nu este altceva decât roada umbletelor noastre de astăzi. Cum va arăta viitorul tău? Cum e prezentul? Cum umbli în prezentul nostru, în prezentul tău? Ce are de făcut omul contemporan, iubiții Domnului, este să se hotărască să trăiască pentru Dumnezeu. Noi nu trebuie să ne îngrijorăm de viitor. Nu trebuie nici măcar să ne bazăm pe oameni. Daniel n-a făcut lucrul ăsta. Nici măcar nu trebuie să facem anumite calcule cinice, anumite sfaturi științifice, să căutăm dovezi. Nu asta trebuie să facem, dragii mei, ci trebuie într-o bună zi să ne hotărâm și noi de partea cui suntem. Doamne, spune Daniel, vreau să-ți slujesc toată viața mea. Făcând lucrul acesta, Daniel a arătat în mod vizibil și verbal de partea cui este el. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră,
la serviciu, în societate, oamenii vă cunosc ca fiind creștini urmași al lui Hristos, creștini vizibili, creștini verbali, oameni care își asumă identitatea asta? Sau suntem doar umblători pe la biserici? Ne cunosc oamenii ca fiind asemenea tip de urmași al lui Hristos? Vă spun un lucru, dragii mei, dacă vom dori să fim vizibili și verbali, vom avea de suferit. Din cauza aceasta sunt atât de mult strădători astăzi. Numai că urmează un lucru fantastic. După ce Scriptura spune că Daniel s-a hotărât, în versetul 9, Scriptura spune, Dumnezeu a făcut. Ce a făcut Dumnezeu? Imediat după ce omul ia o decizie. Noi dorim ca Dumnezeu să facă înainte să luăm decizii pentru el. Dar vedeți, Scriptura ne prezintă ordinea. Întâi trage o linie și apoi Dumnezeu începe să facă, apoi Dumnezeu începe să lucreze. Și spune atât de frumos, Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință. Noi am vrea prima dată ca să avem bunăvoință și apoi, Doamne, dacă îmi dai har, dacă îmi dai binecuvântare, dacă îmi dai bunăvoință, atunci te urmez. Nu așa merg lucrurile, dragii mei, potrivit Scripturii. Și a început Daniel să capete trecere înaintea famenilor dregători. De multe ori tânjim și noi așa să căpătăm trecere înaintea oamenilor. Și pentru a obține bunăvoința oamenilor, facem totul ca să ținem aproape de noi. Le facem complimente. Pacea Domnului, ce mă bucur, frate, tare, îi luăm, îi strângem. Dragii mei, oricâte complimente le-am face oamenilor, ei nu vor rămâne lângă noi și nu ne vor respecta. Oricât încercăm, cu cât încerci mai mult, cu atât este mai obositor lucrul acesta. E atât de obositor să tânjești după bunăvoința oamenilor. Și Dumnezeu îți spune, nu mai căuta să obții bunăvoința asta, pentru că nu vei putea obține pe pământul acesta, ci trebuie să faci un singur lucru ca să ai trecere înaintea oamenilor. Să te hotărăști să fii de partea mea. Și dacă tu vei fi de partea mea, oriunde vei merge, gândiți-vă la acel lider, la acel așpenaz, atunci când Daniel îi spune, nu voi mânca la masa împăratului. Omul s-a uitat la el și dintr-o dată Dumnezeu a lucrat la mintea lui că din acel moment, pentru el, Daniel a fost un om simpatic, un om respectos, un om deosebit. Altfel, să știți că nu ar fi avut niciodată trecere Daniel. Dar așa lucra Dumnezeu. Dumneavoastră credeți că Daniel ar fi avut izbândă dacă el deschidea ușile pe acolo cu plase, cu cafeluțe, cu plicuri, cu... Așa lucrează omul lui Dumnezeu? Deseori avem și noi anumite cauze de rezolvat și întrebăm, mă, tu ce relație ai? Pe cine cunoști? Dragii mei, lucrurile astea sunt străine de voia lui Dumnezeu și de harul lui Dumnezeu. Dumnezeu va atinge inima profesorilor, dragi elevi, dacă voi vă veți hotărâ de partea cui sunteți. Dumnezeu va face să căpătați treceri înaintea oamenilor și nu va mai fi nevoie să alergați după oameni. Vreau să vă citesc un text în cartea Biserica Rămășiței, la pagina 75, paragraful 3. Ellen White vorbește despre caracteristicile societății în care trăim astăzi. Spune ea așa, îndoiala și necredința sunt în mod deosebit bolile spirituale caracteristice mentalității credincioșilor din timpul sfârșitului. Germenii acestor boli sunt răspândiți chiar în aerul pe care îl respirăm. Nu e vorba doar de COVID, frații mei. Lucruri mult mai grave, bolile astea. Îndoiala și necredința. E ușor, dar foarte primejdios de a lua o atitudine de scepticism distrugător, de critică subtilă, de indiferență sistematică, potrivit cu raționalismul și cu modernismul la modă în secolul nostru, când adevărata credință și ascultarea tinde să dispară din ce în ce mai mult. Încheie citatul. Trăind într-o epocă seculară, o epocă în care peste tot oamenii l-au scos din ecuație pe Dumnezeu, întrebarea aceasta rămâne, cum vom supraviețui noi în timpul sfârșitului? Răspunsul începe, dragă frate și soră, să tragi o linie. Să tragi o linie în familia ta. Să spui, Doamne, ajută-mă cum a făcut Daniel să mă hotărăsc într-o zi de partea cui sunt. Vreau să fiu de partea ta. Fetelor care sunteți curtate de băieți, arătați-le băieților că voi aveți o linie în viața voastră. Să te uiți la el și să spui, băi băiete, tu vezi linia asta? Eu să zic că o văd. Să nu cumva să-ți permiți să treci peste ea
că de mine nu mai auzi în viața ta. Și numărul de telefon ți-l șterg din telefon. Asta este atitudinea, dragii mei. Daniel s-a hotărât. Dumnezeu să ajute ca, dacă în această seară sunt tineri sau persoane indecise, care încă nu s-au hotărât, cum a făcut Daniel, să înțeleagă că peste ani și ani îl întâlnim pe Daniel, de acum nu mai avea vârsta tinereții, avea peste 80 de ani, schimbase vreo 3 împărați, ăsta e Dumnezeu, puternic Dumnezeu. Și acum societatea a dorit să-i dea un șahmat lui Daniel și credinței lui în Dumnezeu și au găsit ei o lege. Și au zis, legea este o lege a închinării. Există cineva care nu se închină doar împăratul, ci se închină unui Dumnezeu din Ierusalim. Și vedeți, dumneavoastră, Scriptura spune că Daniel a ales să se roage în continuare. Putea să închidă geamurile, am putea spune noi, nu? Dom'le, nu puteai să închizi geamurile? Sau să te plimbi pe acoperiș și în timp ce te plimbai să zici o rugăciune în gând. Și a zis Daniel, cum aș putea să fac eu așa ceva dacă o viață întreagă eu am făcut un singur lucru? Asta am făcut, spune Scriptura. Dacă o viață întreagă eu mi-am deschis în fiecare zi geamurile și eu m-am pus pe genunchi și m-am rugat lui Dumnezeu, păi eu n-aș putea, pentru orice lege omenească de pe pământul ăsta, să fac altfel. Dragii mei, societatea în care trăim astăzi încearcă să ne spele creierul nostru, să dețină un control al minților noastre, să nu lăsăm, dragii mei, ca această societate să ne transforme și după ani și ani, privindu-ne în oglindă, să nu ne mai recunoaștem ce am ajuns. Să luăm o hotărâre pentru Dumnezeu și hotărârea aceasta să pecetulească viitorul nostru, în așa fel atunci când Fiul omului va reveni, să fim gata, să fim pregătiți. Cum vom supraviețui? Numai așa, dragii mei. Dacă vom trece de partea lui Dumnezeu și îl vom sluji doar pe El. Și El să ne ajute pe toți la aceasta. Amin. Acum, la final, vă invit ca să cântăm imnul 266, De acum sunt gata. Și după ce cântăm acest imn, o invit pe sora Nela să înalțe rugăciunea pentru închiderea acestui serviciu divin.